Biblie noi nu vorbim despre punerea unei datorii pe seama cetățenilor. Atunci când vorbim despre recuperarea, în primul rând, a prejudiciului, noi avem un estimat cu până la 5 miliarde de lei se vor recupera din tot ceea ce înseamnă dosare penale. Și în afară de asta, tot ce va plăti statul, băncii naționale, Banca Națională urmează să restituie statului prin plata dividendelor, deoarece singurul acționar al Băncii Naționale este statul. Și atunci, în final, nu vorbim de sumele care au fost vehiculate de demonii opoziției și nu vorbim de greutate sau povară pe umerii cetățenilor. Cetățenii nici nu vor simți ceea ce înseamnă această sumă și mai mult ca atât trebuie să recunoaștem că la acea oră când s-a luat decizia privind acordarea împrumutului de 14 miliarde, s-a urmărit nu doar acoperirea tuturor depozitelor la deponenți, dar lucrul cel mai important s-a achitat persoanelor nu doar banii care aveau ei în bănci, dar chiar și dobânzile. Deci oamenii efectiv n-au pierdut niciunul, niciun ban. Și lucrul ăsta este foarte important.